Da, eu o să încerc în câteva minute să aduc careva clarități și informative ce ține de unul dintre cele mai sensibile domenii astea, domeniul agricol și alimentar. Până la urmă, iarăși, la finele sesiunii ne-am convins că guvernarea, ceea ce declară că agricultura este o ramură prioritară a Republicii Moldova, iarăși este la nivel declarativ și nu mai mult. Eu o să încerc să divizez în două, trei segmente activitatea pe domeniu. Dacă să luăm domeniul export-import și piața de desfacere, pentru că asta este una dintre cele mai importante segmente din agricultură, putem să constatăm că cea mai strategică piață a Republicii Moldova, piața internă, practic a fost pierdută. A fost și dată. Astăzi noi observăm, dacă în comparație cu care câțiva ani în urmă, să luăm numai un produs, produsele lactate, erau importate în Republica Moldova ca materie primă, astăzi vedem că este produs de consum curent. Numărul de bovine, în comparație cu 5 ani de zile, a scăzut în jumătate. Cine demonstrează asta? Noi, practic, pe toate segmentele, piața internă, strategică, am pierdut. Asta este bucata de pâine care agricultorii trebuie să o câștige și fermierii aici pe loc. Am pierdut-o din cauza că din 2005 noi tot solicităm Ministerul Agriculturii, Guvernul, dați-ne un plan de activitate, termen scurt, mediu, lung. Nu este până în ziua de astăzi niciun plan de activitate pe domeniu. Astăzi Ministerul Agriculturii activează ca pojarnici. S-a întâmplat ceva, încearcă din moment să hotărască ceva. Plan de activitate nu au. Noi, ca urmare a controlului parlamentar, noi am fost deschiși și în comisie permanent pentru presă, pentru mass media, dumneavoastră ați văzut audieri regulate, cu toate că și funcționare și ministri, viceministri ignorau comisiile și controlul parlamentar. Până la urmă am dovedit și am reușit și am stopat și careva scheme. Pentru că altceva nu era în Ministerul Agriculturii decât scheme. Ca urmare ați văzut și rețineri și decapitat Ministerul Agriculturii. Ce ține de segmentul exportului? Grație eforturilor aduse de către Președintele Republicii Moldova, domnul Dodon și a conducerii partidului, am reușit ca să deblocăm piața în domeniu, în direcția Federației Ruse. Avem creștere de 70 de ori a cantității de produse exportate în Federația Rusă, ceea ce a dat o gură de aer agricultorilor ca să nu pierdă încredere, să dezvolte mai departe, să facă careva investiții. Ceea ce avem astăzi cu comunitatea europeană, asta e distrugător la cer, e o iluzie exportul în federație, asta în comunitatea europeană, pentru că dacă luăm din 2009 până în ziua de astăzi, toate prescrierile care sunt adresate Republicii Moldova de DG Sanco, Inspectoratul General, în urma verificării, ele se repetă. Dar se repetă pentru că nu sunt aduse la condiții structurile statului și laboratoare. Noi astăzi un singur produs exportăm în comunitatea europeană, de origine animală, asta este mierea de albină, dar până la urmă analizele le facem ca să putem exporta, analizele le facem ori la București, ori în Germania sau în Clachiv, le facem pentru că suntem fără capacități de a garanta. Problema nu este în agricultură, problema nu este în fermieri, problema este în structura statului, că nu onorează obligațiunile și nu este funcțională. Ceea ce ține de alt segment destul de important, asta sunt creditul agricol cu mare tam-tam în iulie anul 2015 în unul din proiectul de lege, din pachetul agricol, președintele Parlamentului ne garanta că o să fie aprobat, banii ieftini pentru agricultori. Până în ziua de astăzi, această lege cu creditul agricol nu avem. În schimb, duci capul de a bloca alte credite ieftine, cum ar fi creditul polonez. Știți că o ajuns în impas situația. Practic e impas. Oamenii au rămas nu știu în care parte să o iei, dar... Plus au investit banii proprii, resursele proprii. Așa e, și nu puțin. Și nu pot să primească acest credit polonez, resursele din creditul polonez, pentru să-și continue afacerea. Așa e. 300 Și nu puțin, fiindcă o companie, doar care am avut un, eu îmi cer scuze că intervin, în audieri în Comisia Comună Parlamentară Agricolă și Economie, Buget și Finanțe,
Un agent economic a declarat că el a investit bani proprii, 300 de mii de euro, sperând că va primi și ceva din creditul polonez, ca sub formă de utilaj, ca să-și finalizeze această afacere, să-și intimeze o afacere conform planului său de afaceri, dar n-a fost fie, fiindcă creditul polonez n-a mai venit și atunci omul este cu banii proprii pierduți, investiți... Asta a fost credit. Da, dar banii proprii sunt din resurse creditare bancare a noastră în interior, care trebuie rambursate și fără că aveau investiții. Eu de mai mult timp tot anunț și declară poziția fracțiunii pentru dacă nu o să vină în Republica Moldova banii ieftini, ca să putem deschide întreprinderi de procesare, noi mai în cazul, ca și cum suntem în cazul dat, noi mai departe rămâne o țară care exportă materie primă de pe roți. Noi avem nevoie astăzi de urgență ca să fie deschise întreprinderi de procesare, plus ca produsele agricole să capte o plus valoare, să avem deschideri locuri de muncă și o țară exportatoare de produs finit. Și ne putem aproviziona piața internă cu produs. Noi suntem agricultori, azi sunt într-o impas destul de serios. O altă măsură care este destul de importantă în agricultură, asta este subvenționarea. Noi la finele anului trecut am aprobat legea privind subvenționarea, unde prin amendamentele de către fracțiunea noastră a fost impus ca să fie menționat în lege, pentru că Ministerul Finanțelor, Guvernul refuzau ca fondul de subvenționare să nu fie mai mic de 2% din bugetul statului. Ca până la urmă, în anul 2017, să ne trezăm că din acele 900 de milioane care erau preconizate pentru subvenționare, 335 se constituie datorii pentru anul 2016. Iarăși avem 565 de milioane fondul de subvenționare curat pentru anul 2017. Și nu în ultimul rând, când politicul iarăși bagă nasul și influențează repartizarea fondului. M-am documentat și eu din mass media cum unii deputați cu firme afiliate, cum rup fondul de subvenționat. Am tras nădejde că a să oprească asta odată. Ca până la urmă să constatăm că politicul cum mai departe are treabă. Și un segment foarte important este alimentația copiilor în școli și grădinițe. La inițiativa fracțiunii noastre în Parlament, creată o comisie parlamentară și în urma activității au fost menționate acele puncte slabe din segmentul alimentației, unde era clar menționat că într-o hotărâre de Parlament, ca urmă, privind gestionarea acestor cazuri, și Guvernul, în termen de 3 luni de zile, va prezenta informații privind reorganizarea sau schimbarea mecanismului de alimentație. Ca urmare, noi am solicitat în Parlament ca să vină Procuratura să ne informeze. Până la urmă, majoritatea n-a vrut să fie inițiativa noastră de a invita Procuratura, toate trebuie din partea lor să binevolă să vină să ne preinformeze. Și nu este bine atunci când nu este nimeni tras la răspundere și alimentația se prelungește așa cum și-a fost constatat în anul 2016 la fine. Schimbări nu sunt pe segment. Nimeni nu-i tras la răspundere. Deci noi și mai departe o să monitorizăm situația, o să efectuăm acel control parlamentar, pentru că așa nu se poate, că asta e viitorul Republicii Moldova. Și colegii din alte comisii o să facă eforturi împreună cu noi din comisiile care sunt de profil, ca până la urmă să copiii să beneficieze de o alimentație corectă.